Bună seara tuturor! Bine ați revenit pentru a 13-a oară, ce număr bun, mai ales pentru mine, alături de noi. Dezindependent pentru un loc în Consiliul Județean Sibiu, pe listele de vot cu numărul 13 și împreună cu colegul meu, Radu Sechei, care și el candidează independent pentru un loc în Consiliul Local Sibiu. Avem doi invitați astăzi, arhitecți, Maria și Alexandru Găvozdea, la APLAN, care gândesc și proiectează spații frumoase, spații de învățare, spații conectate cu comunitatea, spații în care să creștem, să ne dezvoltăm și mai ales să ne construim întreaga viață. Tema zilei de astăzi sunt campusurile moderne. Cum ar trebui să arate un campus, cum ar trebui să fie el conectat, ce înseamnă de fapt pentru viața unui oraș acest gen, acest loc educațional și cum putem să avem unul sau mai multe în orașul și în județul Sibiu. Bună seara tuturor din nou. Așa. O să adresez prima întrebare Mariei și mai departe o să preluăm discuția împreună. Cum ar trebui să arate un campus modern din perspectiva învățării? Ce ingrediente sunt acolo? Sunt câteva principii care diferențiază școlile moderne de școlile clasice destul de mult, pentru că, din păcate, școlile au rămas printre puținele construcții sau incinte care arată la fel ca acum 100 de ani. În rest, viața noastră se desfășoară în spații foarte diferite de acum 100 de ani. Se merge foarte mult pe flexibilitate și diversitate și pe transparență și fluidizare. Poate un exemplu destul de ușor de imaginat sau, mă rog, de un reper bun pentru multă lume sunt mediatecile. Noile școli arată mai degrabă ca niște mediateci și nu ca niște hoteluri sau nu știu ce să, cu culoarele acelea foarte înguste și liniare. Ele conțin tot felul de spații pentru grupuri mici, grupuri mari, grupuri medii, spații de învățare individuală, spații pentru relaxare, buzunare de activități diferite ca tipuri, clustere de asemenea spații și resurse pe care le pot folosi grupe diferite de elevi cu profesorii lor. Lucrurile arată mult mai fluid și mult mai aproape de zona de, să zicem, de lucru, așa cum majoritatea, să zicem, freelancerilor au început să lucreze în hub-uri, unde în același spațiu sau într-o aceeași clădire sunt spații mai degrabă definite ca mod de utilizare și oamenii se plimbă prin ele în funcție de ce nevoi au și nu neapărat fiecare cu clasa, sala de clasă proprie. Se pune foarte mult accent pe această diversitate a spațiului în care se învață, inclusiv spații exterioare și spații interioare, cum spuneam, dimensiuni diferite care implică genuri de activități diferite și interacțiuni diferite între participanți.
Și e foarte mare, foarte importantă implicarea comunității. Pentru că foarte multe școli au ajuns să probabil că și din punct de vedere investițional e mai eficient să utilizezi resursele pe care deja le ai în cât mai multe situații. Și atunci, mai degrabă dimineața funcționează ca școală și după amiaza și în weekend funcționează ca centru de învățare pentru comunitate. Fapt care sporește și coeziunea comunității și implicarea comunității în procesul educativ e cu totul altul. Nu mai vorbim despre faptul că este o resursă extrem de importantă pentru comunitate, pentru învățare continuă, despre care tot vorbim, dar încă scârție. Așa este. Vreau să intervin aici puțin. Am văzut în Finlanda spațiile acestea comune și multe dintre școlile nou construite însemnând în ultimii 15 ani, au proiectate foarte, foarte multe spații în care se întâmplă diverse lucruri comune. Sunt holuri foarte largi, sunt inclusiv spații de spectacol, dar care sunt folosite zi de zi, iar școlile sunt, așa cum spuneai tu, extrem de deschise către comunitate. Ele, după ce se închid pentru elevi, practic nu se încuie cu cheia și se aruncă, ci acolo se întâmplă tot felul de activități la care vin și copii, dar și adulți din zonele respective. Da, și aș mai adăuga un element, faptul că se consideră destul de importantă introducerea elementelor familiare din mediul rezidențial, să zicem, în școală, pentru a face tranziția copiilor mai ușoară și a avea, de fapt, un mediu mai confortabil, mai primitor pentru copii, ca să reducă anxietatea, de fapt, în astfel de situații. Și în felul ăsta, de fapt, în momentul în care ei se simt mult mai confortabili, și învățarea se produce mai bine. Știi ce? Bună seara! Apropo, n-am apucat încă să salut. Vreau să spun că un lucru esențial care lipsește în momentul de față modul de construcție al școlilor este spațiul de învățare. Adică noi avem spațiile de predare, clasele, dar nu avem niște spații unde copiii, dacă vor să stea la un moment dat, sau tinerii vor să stea să învețe, să facă un proiect în comun, nu prea avem aceste spații decât coridoarele, pe care foarte rar am văzut școli care să aibă câte o sală de clasă rezervată pentru așa ceva. Un campus modern ar trebui să aibă și o asemenea gândire în spate. Adică este un spațiu de învățare unde înveți nu neapărat sub oblăduirea unui dascăl sau sub direcția unui profesor, ci poți să înveți pur și simplu. Te duci să citești, să lucrezi ceva împreună cu colegul tău, să te poți duce să joci șah și să înveți jucând șah sau un alt joc care te interesează. De asemenea, cred că ce am putea avea în vedere în momentul în care gândim un campus școlar modern, mergând dincolo de clădire, este un spațiu de recreere, spații verzi, o sală de sport, astfel încât să integrăm în procesul de învățare și altceva decât clasa. Să arătăm că învățarea se poate produce și educația se poate face și în alte locuri decât în sala de clasă. Cred că suntem... Mi-a plăcut ce ai spus, că școlile au rămas la fel ca acum 100 și ceva de ani. Cred că trăim într-un moment în care se schimbă foarte mult atitudinea față de învățare și școala poate să atragă în jurul ei alte modalități de a învăța, adică să nu le lăsăm pur și simplu la voia întâmplării, învățare informală, că dacă se întâmplă să înveți ceva jucând un joc, bine, dacă nu, nu, poate foarte bine fi integrată în cadrul unui campus universitar, școlar și acest tip de învățare. Și mai încă un lucru, este vorba de școli, un campus pentru mine presupune și cămine.
Adică locuri unde copiii se poate să, sau tinerii, nu vorbim neapărat de copii mici, nu vorbim de boarding schools, aici tinerii care vin din localități limitrofe se poate să și locuiască. Și cred că la asta ne-am referit noi atunci când am vorbit de un campus modern, adică un fel de mini-oraș, școală, unde să faci mai mult decât să te duci la ore și să stai la clasă. Da, e practic un spațiu în care înveți să trăiești, de fapt. Să faci sport, să ai un mod de viață sănătos. Și de cele mai multe ori se recomandă să fie pentru toate vârstele, chiar dacă ei sunt separați de, nu știu, un gard sau ceva, ca să fie siguranță, dar faptul că sunt aduși la oaltă face tranziția mai ușoară pentru copiii care la un moment dat trec de la o etapă la alta de educație și cumva au și modelele unii de la alții. Nu sunt chiar atât de înstrăinați și limitați la propriul grup. Asta este o problemă pe care o remarc, că tot timpul școlii suntem limitați la cercurile sociale ale vârstei proprii. Nu prea ne mixăm cu alte vârste, ceea ce în aceste școli moderne, ca principiile școlilor acestora, susțin această comunitate mărită dincolo de grupul mic al clasei în care te afli și care îți oferă o diversitate mult mai apropiată de viața reală. Există foarte multe temeri de multe ori ale părinților, mai ales ale celor cu copii mici, despre mixul între copii mici și copii mai mari. Și cred că avem nevoie să învățăm împreună cum să facem genul acesta de coabitare, de un campus gândit în felul acesta, cred că ar putea ajuta foarte mult la ce înseamnă responsabilitatea copiilor mai mari față de cei mici și felul în care siguranța celor mici se poate baza pe cei mai mari. Cum arată, din punct de vedere tehnic, un campus modern? Alex, poate ne luminezi un pic. Cum ai vedea, cum s-ar putea întâmpla în Sibiu? Aici cred că, în primul rând, vreau să vă felicit pentru aruncarea provocării în peisaj, pe masă, pentru că e cu siguranță cu atât mai interesant cu cât provocarea este mai mare și o schimbare atât de hotărâtă de paradigmă, cred că va face să fie extrem de atractiv demersul în sine. Și mai provocator decât faptul că un campus cu toate aceste straturi, cu toate aceste interpretări noi de spații, de locuri alternative pentru activități alternative practici curente, să spunem, din educația clasică, convențională, tradițională, peste tot acest foarte, foarte frumos amalgam cu un enorm potențial de dezvoltare și cu o flexibilitate inerentă, inevitabilă, cred că se mai adaugă încă niște provocări care provin din contextul în care ne aflăm, epidemiologic vorbind. Și faptul că, probabil, așa cum ne-a scuturat virusul acesta, s-ar putea să mai apară și alții care să ne schimbe mai mult sau mai puțin mult decât acum comportamentele la o scară foarte, foarte mare. Și atunci toate chestiunile care altfel erau extrem de bine fixate tehnic, accesurile, dimensionări de accesuri, de circulații, de dimensionări de ferestre pentru iluminat, dar și dimensionări de sisteme de ventilație și așa mai departe. Însă și ideea de echipamente tehnice de ventilație este o chestiune care este pusă sub semnul întrebării acum. În general, un echipament de ventilație la o clădire de birouri sau de
retail sau de orice altă natură presupune la un moment dat o mentenanță destul de complexă și de costisitoare și, de ce să nu o spunem, și uneori nu tocmai sănătoasă. Dezinfectarea tubulaturilor în care se dezvoltă tot felul de activități nesănătoase trebuie să fie făcută periodic. În condițiile în care avem un virus aeropurtat, cum este în acest moment COVID-ul, mă întreb dacă o soluție bună, tehnică, este să ventilez mecanic în continuare spații sau să gândesc de la început spații care pot să trăiască, să funcționeze, cea mai mare parte a anului cel puțin, dacă nu chiar integral, cu ventilație naturală, fără să am nevoie de acele sisteme mecanice. Am nevoie, cu siguranță, să mă gândesc și la felul în care construiesc aceste campusuri, pentru că, așa cum spunea Radu mai devreme, și mie mi se pare că este extrem de important să nu mă concentrez doar pe spațiul construit, ci și pe spațiul neconstruit, spațiul dintre clădiri, că e verde, că e amenajat în vreun fel, el poate să fie parte integrantă din viața acestui campus, din viața atât educațională, cât și cea de locuire, de trăire a campusului. Campusul trebuie să aibă și niște, cred eu, niște rezerve pentru funcțiuni care se vor naște în mod natural odată ce campusul începe să existe. Să aibă loc de dezvoltare. Deci niciodată nu ar trebui să mă limitez la ceea ce îmi imaginez acum, pentru că sunt convins că în educația modernă, un campus modern trebuie să fie pe lângă flexibil și generos și primitor cu noi idei, cu noi funcțiuni, cu noi necesități care trebuie să-și găsească un spațiu de funcționare. Sigur că o alternanță, o succesiune în perioadele zilei, dimineața, clasa e ceva, după amiaza e altceva. Sala de bibliotecă e în timpul săptămânii, sala de bibliotecă, în weekend e, nu știu, scenă pentru teatru de cartier. Lucruri de genul ăsta, sigur că se pot lega, dar în afară de asta trebuie să mai existe chiar și spațiu fizic pentru o pulsare a ocupării acestui spațiu. Mie personal îmi place să gândesc așa pe termen lung și aș vrea să cred că învățăm ceva din criza prin care trecem acum și ne pregătim mai bine pentru a face față următoarelor, însă într-un fel sau altul, educația va continua, societatea va continua și un model pe care îl știm este acela de a concentra învățarea sau școala, educația într-un spațiu, așa cum l-am denumit noi un campus modern, și a deschide acel campus, că este un lucru important, a-l deschide către comunitate. Să nu fie un spațiu închis unde avem doar școală, ci este un spațiu unde și comunitatea vine să învețe și să participe la procesul de învățare. Unde în Sibiu ați vedea voi un asemenea campus? Noi am propus la un moment dat, o parte din programul nostru să fie făcut pe terenul unde a funcționat Tursib până nu demult. Unde l-ați vedea voi? Cât timp ar dura efectiv realizarea lui, presupunând că obținem finanțarea din momentul în care avem finanțarea? Și, apropo de finanțare, cam cât ar costa? Pentru că nu vreau să promitem ceva sibienilor ce nu s-ar putea face nici într-o sută de ani. Și discuțiile noastre cu experții din ultimele 12 zile, voi sunteți a 13-a rundă, este tocmai din perspectiva de a testa ideile noastre, de a vedea dacă sunt fezabile și de a vedea cum le-am putea fezabiliza, adică să le facem chiar să se și întâmple și nu doar să vorbim electoral. Aș începe cu sfârșitul, ca să zic așa. Aș începe cu sfârșitul, ca să nu rămânem cu discuția de bani la final, pentru că este întotdeauna una interesantă și prin natura lucrurilor și atunci nu e necesar să fie ultima din amintirea noastră.
Cred că e puțin dificil de avansat, de avansat o sumă concretă sau o cifră chiar și de investiție pe metru pătrat. Cred că principiile care trebuie avute în vedere sunt cele care vor guverna decizia finală. Principiile acestea ar trebui să fie, pe de o parte, ca în fiecare componentă, un proiect trebuie să fie la fel de bine gândit și la fel cu aceea filozofie ca și restul său. Adică, dacă mă gândesc la un campus modern și la o atitudine deschisă spre comunitate, sustenabilitate, viitorul planetei, viitorul nostru pe această planetă, felul în care ne comportăm unii față de ceilalți, unii cu ceilalți și, evident, cu natura și împreună cu ea, atunci nu pot să-mi imaginez că unui astfel de campus e așa de bine într-o construcție din materiale extrem de, să spunem, costisitoare energetic și al resurselor. Adică betoane, sticlă, oțel, aluminiu și așa mai departe. Sigur că sunt inevitabile niște chestiuni de genul ăsta, dar nu trebuie să fie o construcție foarte energofagă și, evident, în consecință și scumpă. Astfel că o construcție poate care să mizeze mai mult pe materiale regenerabile, evident, mintea tuturor este lemnul, sau pe soluții care să nu necesite alte tipuri de cheltuieli, pot să păstreze costul efectiv de investiție mai jos, ceea ce să permită ca într-un același bazin bugetar să pot să construiesc o suprafață mai mare, să pot să construiesc mai capacitate mai mare, de fapt. Și, evident, lucrurile se pot echilibra din ambițiile de servire din suprafață și din aceste costuri de investiție. Despre timpul de execuție, odată ce o sursă de finanțare este asigurată, cred că nu este niciun fel de ambiție imposibilă să considerăm că o astfel de construcție să nu poată fi realizată în un complex, de fapt, de construcții, să nu poată fi realizat cu un management corect în 18-24 de luni, timpul efectiv de construire. Sigur că se adaugă și un timp de proiectare și de gândire și recomandarea noastră este ca acela să fie suficient de bine dimensionat. De obicei suferim de faptul că nu ne gândim destul de mult și ne apucăm de lucruri și ne dăm seama că nu ne-am gândit bine. Chestiune care de asemenea duce și la întârzieri și la costuri foarte mari și cu siguranță nu la eficiență și la practicalitate. Și cred că ce este extrem de important este ca, de fapt, discuțiile, așezarea pe șine unui astfel de proiect să fie făcută cu cât mai multe părți interesate și competente de la bun început la masă. Odată lucrurile fixate pe un traiect foarte precis, ăsta este terenul sau ăsta este bugetul sau ăsta este intervalul de timp în care trebuie făcut, tot restul nu contează, nu pot ajunge la un echilibru corect și la o soluție sustenabilă, de care să putem fi mândri și peste 10 ani, și peste 15, și peste 20 de ani. Cât despre amplasare, aș lăsa-o pe Maria mai degrabă să vorbească despre principiile de deservire. Cred că, efectiv, locurile sunt atât de ușor de definit acum, deși ipoteze putem avea. A spus și voi de Tursib, e o zonă interesantă, dar cred că există câteva gânduri legate de direcția asta, de ce într-un anumit loc și în altul, și nu doar uitându-ne la o hartă și văzând care sunt spațiile libere. Da, aici aș scurt. În principiu, din literatura americană, am identificat această recomandare. Ei cred că au cea mai mare experiență cu campusurile gigant
Și recomandarea era să fie făcute campusuri la scara comunității, la scara cartierului. Ceea ce, din păcate, nici în Sibiu, care nu e un oraș foarte mare, nu se întâmplă și sunt cartiere întregi dezvoltate care n-au absolut deloc școli. Și, deși teoretic ar trebui ca copiii doar din cartierul respectiv, sau mă rog, dintr-o anumită rază de deservire să meargă la o anumită școală, știm foarte bine că este cu totul altfel realitatea. Merge mână în mână cu povestea cu comunitatea. Nu poți să crești o comunitate dacă tu îți arunci copiii în toate părțile și toată lumea merge în zigzag prin oraș și de fapt nu e legată de niciun loc. Da. Locația este importantă. Acum, ca să rezum un pic ce ați spus, odată ce avem locația și finanțarea sau promisiunea de finanțare, în 2 ani de zile am putea avea și un campus, dacă îl planificăm bine. Deci, e fezabilă propunerea noastră. Aș mai avea o întrebare. Putem vorbi eventual și de o reconversie industrială, gen independența, pentru că mi-a plăcut felul în care judecătoria și tribunalul au preluat clădirea și au transformat-o în ceva util. Există încă spații acolo care ar putea fi valorificate. Putem vorbi de o conversie de genul acesta atunci când, de o reconversie de genul acesta atunci când vorbim de crearea de spații de educație, de campusuri școlare? Cu siguranță și în aceeași cheie a sustenabilității, reutilizarea adaptivă, este în termenul la modă acum, al conversiei funcționale, dar este practic același principiu de a găsi chiar și funcțiuni care prin natura lor sunt flexibile, așa cum am vorbit mai devreme, acesta ar fi una, și care se pot mula foarte ușor pe un fond construit preexistent, sigur, cu niște modificări de adecvare. Ar fi cu siguranță și un loc destul de favorizat de vecinătățile respective, dar nu neapărat un loc care să adune în mod facil populație suficient de consistentă încât să umple acel campus. Pe de altă parte, dacă acel campus este populat și de locuitori, adică de cei din localități limitrofe sau chiar mai îndepărtate, care vin și trăiesc practic permanent în acel campus, deci formează automat comunitatea de acolo, acest lucru s-ar putea face chiar dacă în jurul zonei Independența nu avem neapărat o aglomerare atât de mare de oameni, cum am avea, de exemplu, în zona Tursib, cu hipodromul sau chiar mai departe toată Salba, pe partea sudică a orașului, de cartiere dormitor. Cred că e și asta o variantă care merită avută în vedere. Sigur, acolo e un pic mai dificilă situația, având în vedere că e, să mă rog, ambiția, cred că e puțin mai improbabil de satisfăcut în condițiile în care terenul sau proprietatea este una privată și este destul de mult axată totuși pe profit gruparea de proprietari care deține acolo și este firesc, până la urmă este un teren premium în imobiliare. Ar face destul de scump un demers de a realiza un campus în locul respectiv. Am înțeles. Există, cred, spații, terenuri, dar îmi place foarte mult ideea Mariei, aceea de a porni de la nevoie, adică de la fluxurile care există într-o zonă și de a construi un campus acolo unde le este ușor copiilor să ajungă. Îmi place inclusiv ideea dintr-o platformă politică, cea a USR-ului, că pot să și spun, având în vedere că sunt independent, aceea că școlile ar trebui să fie la distanță de mers pe jos și cred că în direcția asta am putea merge cât de mult, doar că este greu de imaginat că am avea campusul școlar în fiecare cartier, pentru că scopul unui campus școlar este altul decât de a deservi copiii în faza de educație, de învățământ primar, de școală primară.
este cea de a crea niște spații de învățare mult mai vaste, mai largi, mai complexe. O ultimă întrebare. Ați răspuns, de fapt, în ceea ce privește spațiile de învățare. Dar ce altceva mai conține un campus modern pe lângă spații de învățare? Ce credeți voi că ar trebui să mai cuprindă? Nu știu, magazine, restaurante, shopping? Atâta vreme cât viziunea este de a face un loc de trăit, practic, atâta vreme cât aceasta nu duce spre un fel de comunitate închisă, un gated community, da? Pot să rezolv tot un campus, nu mai am ce să caut afară, dar nici nu are ce să caute altcineva din afară înăuntru, atunci cu siguranță că altfel este de fapt un oraș în miniatură. Este un oraș în care de fapt găsesc mai multe lucruri, pot să am inclusiv locuri de tranziție de fapt spre viața viața exterioară mediului educațional. Pot să am locuri de ateliere, de ucenicie, de hobby, de co-creation, de co-working, de ce vreți, în care să pot să îmi petrec atât timpul liber, dar chiar să și învăț o meserie sau să învăț o deprindere pe care să pot folosi după aceea în chiar și o meserie mult mai, poate, sau într-o profesie mult mai elevată, ulterioară. Mă gândesc acum la propria mea experiență, unde a învățat să sudez inox într-o vacanță în Germania, m-a ajutat în profesia de arhitect pentru că știu ce pot să fac cu materialul respectiv, ce pot să-i cer unui constructor sau ce nu pot să-i cer, care sunt limitările. Deci lucruri de genul ăsta pot să le găsesc acolo și ele să nu fie doar strict spații în care mă duc să învăț, ci să le pot și folosi, să pot chiar și produce ceva sau crea ceva care să mă ajute în viața de mai târziu, cu sau fără participarea unor oameni din exterior, din exteriorul campusului. Mie îmi place foarte mult și ideea de Innovation Hub, adică să fie un spațiu unde se știe copiii, tinerii sunt în general foarte creativi și există foarte multe companii și curioși, există foarte multe companii care ar putea beneficia de pe urma ideilor uneori năstrușnice ale copiilor, dacă ar avea un spațiu unde aceștia ar putea să le pună în siguranță, în practică. O las pe Elena să pună ultima întrebare, de fapt. Ultima de data aceasta, în legătură cu tema campusului școlar modern. Care ar fi primul lucru pe care atunci când ajungem în Consiliul Local și Consiliul Județean, l-am putea face? Grea întrebare. Așa e. Cea mai grea de până acum, da. Primul. Unde o apucăm? De la ce colț de cearcea o apucăm ca să putem să îl scuturăm și să se întindă frumos proiectul? Este finanțarea o condiție primordială? Este intenția? Este locația? Este popularizarea ideii? Cred că primul lucru este de fapt definirea proiectului, independent de amplasament și independent de finanțare. Și cu siguranță asta o să fie o chestiune pe care o să o puteți gândi cu echipele sau echipa voastră în niște variații, adică într-un minim de must have și într-un maxim de nice to have. După care, între cele două limite, există o plajă întreagă de spații, de terenuri, de amplasamente sau de construcții preexistente care ar putea să acomodeze acest campus. Și cred că, evident, trebuie și ținut evoluția bugetului în prim plan.
pentru că probabil există niște limitări chiar și la fondurile nerambursabile sau, mă rog, de diverse tipuri, granturi sau fonduri europene care se pot accesa. Există diverse praguri și limite care, sub care ar fi bine să nu ajungeți sau peste care să trebuiască să treceți și atunci ar trebui cumva calibrată ambiția și în funcție poate de aceste considerente. Dar cred că primul lucru, sumarizând, este de fapt o definire un pic mai clară a temei acestui campus, chiar dacă unele spații, unele sloturi, unele câmpuri din acest puzzle vor rămâne doar cu rol de placeholder, acolo de rezervă, să spunem, pentru niște funcțiuni la care încă nu ne-am hotărât foarte clar, dar știm că ceva de tipul, nu știu, care trebuie să mai apară. Chestia asta cred că e destul de importantă, pentru că ea după aceea poate fi mulată pe diversele situații, atâta vreme cât ne păstrăm flexibilitatea de a adăuga sau scădea unele dintre acele ambiții. Și e o paralelă, nu spun o parabolă, dar este o paralelă pe care o tot fac în ultima vreme. Genul ăsta de inițiative sunt ca și meseria noastră, ca o jonglerie cu foarte multe mingi în aer. E greu de spus care este cea mai importantă. Toate trebuie cumva să rămână în aer, pentru că toate împreună fac jocul să fie frumos. Da, foarte frumoasă parabola. Mulțumesc mult pentru ea și sperăm că o să faceți și voi parte din echipa noastră de care povesteai, pentru că ne dorim un consiliu consultativ pe definirea ideii de campus școlar. Este clar că dialogul acesta nu se va opri aici. Vă mulțumim pentru timpul vostru din seara asta, pentru idei și pentru că reușiți să visați și să vă imaginați alături de noi cum ar putea să arate proiecte educaționale în Sibiu. Și noi mulțumim și vă urăm mult succes! Mulțumim! Mulțumesc eu și țineți aproape vorba aceea, nu știu cine o spune des, țineți aproape că o să aveți de lucru. Mulțumim! Cu toții avem de lucru, e tot timpul de lucru și în Sibiu și peste tot. O să vedem și mai mult de lucru. Mulțumim frumos! Suntem aici, de curând. Seară bună, mersi! Succes! Gata. Yay! Hai, Gata! Foarte tare! Mai sunt în Zoom, dar nu mai sunt live pe Facebook. Poți să vorbești cu mine? Copilul care... Ciao! Ce faci, Gădico? Nu te aude, stai să scot așa. Așa. De când ești acolo? De când te țin sechestrați oamenii ăștia acolo în camera aia? Da. Da. Bravo pentru susținere. Băi, mulțumim frumos. Mulțumim. Sper că a fost ok și că e de folos. Eu asta, cam asta intenționam când v-am întrebat atunci pe stradă. Spuneți-ne cam despre ce vreți să vorbim ca să ne putem pregăti, că la întrebări atât de concrete de ce fel de locuri, cât costă, nu poți să răspunzi așa din poanie, că nu-i în buzunarul de la piept aici, carnețel cu răspunsuri de genul ăsta. Și, întrebările astea, sincer, le-am primit din... Din public? Da. Am înțeles. Nu, dar realitatea este că nu ai cum să spui chestia asta. Deci poți să ai, și e complet neserios să faci o estimare, să spui, dom'le, poți să coste și 1000 de euro metru pătrat și 2000 de euro metru pătrat. Adică, de la simplu la dublu, deja e o variație care nu, pe voi, sigur, în poziția asta, eu cred că nu v-ar ajuta. Nu ne-ar fi avantajat, știi, de asta nici n-am insistat. Da.
Și ce vreau să spun, dar n-am vrut să zic în live, probabil că cei de la Tursib sunt porniți pe profit, dar dacă ei, da. Nu... Mă rog, nu zicem că nu se poate, cine știe, poate... Cum la... Asta... Da, are vreun o... Asta e încă al primăriei, te rămân? Se pogoară Duhul Sfânt asupra lui și așa. Dar primăria l-a pus în vânzare, am înțeles, pentru vreo 10 milioane sau așa ceva, ca să acopere niște costuri. Da, nu știm exact ce costuri, dar mă rog, când ai excelent bugetar, ce costuri ai acoperit? Poate vă găsiți un angel investor care să cumpere terenul. Dar ce vreau să zic e, dacă nu este acolo, până la urmă, un campus, dacă nu e neapărat la nivel de cartier, că povestea asta cu oamenii care vin și stau, că sunt la liceu sau nu știu ce și vin din alte sate, poate că nu se mai mulează prea bine pe nivelul de cartier, ci mai degrabă de zonă metropolitană. Și atunci, de fapt, opțiunile ar trebui să fie în zona limitrofă Sibiului, care de cele mai multe ori aparține administrativ de celelalte sate și comune. Nu, e că stai puțin, că ai toată zona aia cu dinspre viile Sibiului și dinspre Calea Șurii Mici, care sunt pe Sibiu și sunt, e clar, zona de dezvoltare. Problema e că sunt proprietăți private acolo și ori iei câmp ca să fie la un preț rezonabil și atunci îți asumi că o să fii în câmp o vreme până când crește orașul în jurul tău al campusului, ori te duci și undeva în zona de prețuri sus menționată. Și asta e evidentă situația, nu pot spune nimic nou. Dar... Mănesc acum că faptul că se face tot spitalul județean acolo pe Calea Șurii Mici s-ar putea să nu fie lipsit de interes, pentru că locul ăla, de fapt, din punct de vedere al conectivității, este cel mai interesant, aș zice, că are mai multe ieșiri în apropiere de din oraș, adică spre zona metropolitană. Și ar putea fi destul de bine. Pe de altă parte, dacă vă gândiți și la două astfel de campusuri, unul în Sibiu și unul în afară, ar merita văzut dacă nu cumva cel din Sibiu oricum va absorbi din necesarul din județ, din proximitate. Și atunci, dacă, de exemplu, îl așez undeva spre ieșirea spre Agnita, spre ieșirea spre Valea Hârtibaciului și absorb zona aia de acolo cu cel din Sibiu, unde îl gândesc pe al doilea? Dacă pe al doilea îl gândesc automat undeva în capătul Văii Hârtibaciului, să zicem, poate că nu are sens să mă gândesc la asta tot în ieșirea spre Agnita, ci în partea opusă a orașului, ca să pot să nu trebuie să tranzitez orașul sau să merg pe centură tot timpul ca să ajung la el, deși eu vin dinspre Cristian, Miercurea Sibiului și partea aia, și Ocna și așa mai departe. Da. Deci cumva lucrurile probabil că se leagă și de asta tot timpul e o jonglerie până când fixez chestiile astea, pentru că multe lucruri depind de altele și tot joci scenarii. De asta și noi când, mă rog, în teorie cel puțin, acum le cam facem virtual, dacă când faci machete, de multe ori le faci ca să le exersezi. Ok, și dacă pe asta un tot pe dos și-o înlocuiesc și dacă schimb și... Și la un moment dat găsești pe aia potrivită sau cea mai potrivită sau este deadline-ul, că mâine e predarea și trebuie să decizi ceva. Exact. O alegem pe asta, a treia. Exact. Exact. Da, aș fi bine să aveți timpul ăsta de gândit și pus lucrurile cap la cap. De fapt, gândirea strategică și conceptuală e important să fie la început. Nu pompieristic, cum se întâmplă de cele mai multe ori până la autoritățile locale. Trebuie neapărat să facem o nouă clădire. Ne-am gândit noi că atâția metri pătrați sunt suficienți. Contabila a făcut suma și în cap nu știu unde și ne înghesuim în nu știu ce curte cu alții. Și toată lumea, până la urmă, e nemulțumită. Da. Și pe bună dreptate că e nemulțumită. Orice ai face, că nu poți să faci nimic. Nu de arpă, nu?
Nu, nicio legătură. Persoanele... Oh, absolut întâmplător! Da, cred că sunt de acord că trebuie planificat serios, pentru că vorba aceea faci unul, eventual încă unul, într-un viitor mandat, știi, și nu poți să... E foarte important, aia nu știu exact cum este cu influența asupra oamenilor din administrație, că până la urmă sunt niște funcționari care sunt acolo pe post de mult și bine. Dar e nevoie să se înțeleagă că dacă sunt niște estimări de costuri făcute, trebuie respectate. Nu poți să tot scazi din estimările alea care zici, dom'le, sunt strictul necesar, mai puțin de atâta nu se poate, nu e rezonabil. Și totuși ăla tot mai scade și scoate la licitație cu prețul deja scăzut. Da, e gândirea asta contabilă, știi? Adică nu se uită la dezvoltare, se uită pur și simplu la contabilitate. Dacă o putem să facem mai ieftin, de ce nu? Nu contează că pierdem pe altă parte. Da. Da, și tot din întâmplător, nu din situația mai sus menționată, tema e făcută pe genunchi de cele mai multe ori. Da, și... nu se pregătesc, nu știu despre ce e vorba, să o fac da, depinde, depinde de cine face, dacă are el conștiință și face mai mult sau nu. Și de fapt eu... Da. Bun, mersi mult. Mergem și noi să mâncăm ceva. Poftă bună. Nu te auzim, Pușa, ai microfonul închis. Am zis că eu m-am luat de niște alune. Te-am văzut. Da. Cool. Bine. Seară faină și vouă. Mersi la fel. Ciao. Faină. Ciao. Bravo, uite ce coroană e tras. Super. Ciao, Andreea. Ciao. Vreilor. Ciao, Andreea. Felicitări. A fost fain, mai putea să stați o oră. Da, foarte fain. Mai se putea plictisi lumea, totuși. Da. Poate cred că numai vouă v-a plăcut. Nu cred. Băi, nu, eu acum m-am apucat să caut niște chestii de education cities și concepte și chiar mă gândeam, mi-am scris lui Radu, cum putem să facem un European Capital of Education, că poate vin și niște bani. Așa că dacă ne mai tot punem ideile în comun. Deci mi-a plăcut, i-am fost yay! Bine, ne bucurăm atunci dacă a fost cu folos. Cu ei. Bine. Și noi vă pupăm. Ciao, papa. Ciao.